respectiv 1 Samuel capitolul 1. Era un om din Ramataim Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Roboam, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tzuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hovni și Fineas, preoții ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jertfa, dădea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor lui și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea: Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Amin. Mulțumesc, Biserica Domnului, ocupați locurile. Este o bucurie pentru Domnul unitatea noastră, unitatea din Duh și unitatea în toate celelalte aspecte ale frăției noastre. Este o mângâiere pentru noi. Ne-am bucurat în seara aceasta de felul în care Domnul a condus slujba și i-a folosit pe frații noștri în cântările Sionului. Ne-am bucurat de bătrâni și de tineri. Ne-am bucurat de poporul acesta plin de râvnă, care n-a obosit să vină să se închine lui Dumnezeu, care ne-a dat viață, ne-a dat neveste și ne-a dat copii. Ne-a umplut mesele de pâine și de apă, de belșug de hrană. Și am socotit că noi suntem ai Domnului și trebuie să ne închinăm Lui. Vă felicit pentru că sunteți aici. Și dacă o veți ține așa ferice de dumneavoastră și de copiii dumneavoastră. Dacă veți înțelege glasul trâmbiței și dacă veți înțelege mesajul lui Dumnezeu din vremurile astea din urmă, dacă vă veți uita la acest creștinism care se diluează, devine mai puțin decât mediocru și superficial, și dacă veți deveni plin de râvnă pentru Domnul, dacă veți avea o privire ageră asupra Evangheliei și veți înțelege ce spune Scriptura și cu discernământ veți privi la lucrările Domnului și dacă veți fi cei din tâi în fapte bune, mare o să vă fie răsplata. Este o parte lungă a trecutului nostru pe care i-am dat-o Domnului. Nu se merită să obosim, să cădem de oboseală, să devenim superficial, mediocri, toleranți cu legile Domnului și să rămânem cu un creștinism ieftin care nu înseamnă nimic și nu mai satisface nici pe oameni, dar pe Domnul oștirilor. Vă chem, poporul Domnului, să faceți ceea ce știți că îi place împăratului, să produceți lucruri pentru gustul lui și dacă e nevoie, să dați orice aveți pentru onoarea Lui. Că prea mulți oameni au murit pentru onoarea Lui, ca noi să nu facem la fel. În seara aceasta am citit din nou despre o familie în mijlocul cărei era conflict. Potrivit legii vremii, poligamia, un bărbat avea două neveste și între ele era ceartă și dacă era între ele, era între ei. Omul acesta o iubea mai mult pe una dintre ele, pentru că cealaltă, deși îi dătuse copii, era răutăcioasă, era invidioasă și avea un duh de superioritate și de ceartă. Și omul acesta nu are cum să o mângâie pe această soție a lui care nu avea copii, decât să-i spună: nu am ce să-ți dau mai mult decât să-ți dau atenția mea, să-ți dau viața mea, să-ți dau respectul meu, socotind că dacă eu mă dau ție, e mai mult decât toți copiii. Sunt situații mai grele uneori în casele noastre. Uneori ne confruntăm cu tot felul de conflicte care vin de undeva sau de nicăieri. Uneori de la copii, uneori de la prea multe greutăți, alteori de la prea mulți bani sau succes, uneori de la neînțelepciune, cuvinte spuse fără să le gândim, de la prea multă oboseală, de la boli și încercări,
Conflictele vin din multe locuri și din multe părți. Și ele întunecă atmosfera de bucurie din casa noastră. Ne tulbură, ne pun în conflict cu omul cu care împărțim bucata de pâine. Avem frustrare. În seara aceasta, pentru că suntem într-un an în care am hotărât să vorbim despre familie și mai avem 2 luni aproape, aș vrea să continuăm să facem asta cu credincioșie până la sfârșitul anului, socotind că vorbim despre pocăință într-un anumit context, adică în contextul de acasă. Și aș vrea să vorbim despre conflicte în familie, pentru că data trecută am vorbit despre comunicare în familie și am început puțin să vorbim despre conflicte în familie. Și acum aș vrea să reluăm subiectul acesta și să spunem câteva cuvinte. Vă aduc aminte de lucrurile pe care noi le-am privit în anul acesta, am ajuns la conflicte și aș vrea să spunem câte ceva despre asta. Când vorbim despre conflicte în familie, ne gândim la motivele cele mai des întâlnite care provoacă conflicte. Sigur, ele sunt așa de multe încât cine ar putea să le enumere, dar le punem pe cele mai evidente, care sunt proverbiale. Și poate că cel mai des întâlnit sunt lucrurile nerezolvate în trecut. Imaginați-vă 2 tineri care se căsătoresc și după ce se căsătoresc, la o bucată de timp, află unul despre altul lucruri pe care nu le-au știut. Cel care le-a ținut secret, deși n-ar fi trebuit să le țină, n-a avut înțelepciunea să îi le spună și să rezolve lucrurile astea. Și acum este o rană deschisă care creează suspiciune. Și celălalt se simte trădat, mințit, manipulat, tras în cursă și se gândește câte ori mai fi pe care eu nu le știu. Își pierde încrederea, apare suspiciunea, gelozia, cearta. Și evident că lucrurile pot degenera. Fraților, noi suntem oameni și uneori greșim unii față de alții. Și cea mai profundă iubire dintre soț și soție poate fi întunecată și acoperită de zile negre. Trebuie multă înțelepciune în familie, pentru că atunci când cineva te iubește, devine foarte sensibil. Dacă nu ne rezolvăm problemele din trecut, într-o zi ne vor ajunge din urmă. Dacă noi le uităm, să nu credem că ele nu mai există. Toate problemele trebuie rezolvate. Absolut toate. Chiamă-ți omul cu care împarți viața și spune: îmi pare rău, mi-e rușine, îmi cer iertare, îți promit că o să fiu mai atent, dar ăsta sunt. Pare rău. Și lasă-l ca să aibă milă, să te ierte, să treacă peste și să te respecte. Nu-l obliga să te disprețuiască. Recunoaște-ți vinovăția, ia-o de la început. Cere-i o altă șansă, nu obosi, dar nu te ascunde, până când te ascunzi. Prieten cu cineva ești o zi, un an, dar prieten cu tovarășul de viață este până când pui mâinile pe piept. De ce vrei să-ți faci viața din familie un chin? Rezolvă-ți problemele. Nimeni nu ți le poate rezolva. Așteptări neîmplinite în prezent. Una dintre cele mai des întâlnite nemulțumiri sunt următoarele, sau este următoarea: eu am crezut că... Vă mai aduceți aminte ce zice generalul când vine la omul lui Dumnezeu? Așteptări înșelate. Eu credeam că... Știți dumneavoastră câte așteptări am avut eu de la dumneavoastră? Știu eu câte așteptări ați avut dumneavoastră de la mine? Știe soția sau soțul câte așteptări a avut partenerul de la el? În general, noi ne facem așteptări de la ceilalți mult mai mari decât este normal și mult mai multe. Și la urmă ne supărăm că nu se împlinesc. Și asta e copilărie. Așteptări nu ar trebui să-ți faci decât de la Dumnezeu, iar de la tovarășul de viață ar trebui să faci acorduri, nu așteptări. Ce înseamnă acorduri? Acord înseamnă că stai de vorbă cu tovarășul de viață și îi spui: ascultă-mă, eu atâta pot. Tu cât poți? Eu atâta pot. Atunci tu o să te aștepți de la mine atât și eu o să mă aștept de la tine atât. Dar dacă lași să-ți facă vise, să creadă că eu pot să zbor, la urmă se va supăra că nu zbor.
Stabiliți acorduri, stați de vorbă și între soț și soție, și între părinți și copii, și între colegi, și între colegi la școală sau de lucru, și între frați și surori. De cele mai multe ori noi ne supărăm unii pe alții pentru că eu mi-am făcut un plan, credeam că așa o să mă primești, credeam că așa o să mă îmbrățișezi, credeam că așa o să mă mângâi, credeam că așa o să mă ajuți, credeam că așa o să îmi zâmbești. Și dintr-o dată am văzut că nu faci nimic din toate astea și am zis, wow! Și am fost supărat și am început să plâng și am plecat acasă trist. Și dacă cineva te întreabă ce ai, spui, păi eu credeam că o să fac așa, 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 așa. Și n-am făcut nimic din toate astea. Foarte des noi ne supărăm unii pe alții pentru că noi ne creăm așteptări foarte mari. Noi credem că toată lumea trebuie să aibă timp de noi. Perspective diferite în viitor. Dumneavoastră credeți că viitorul în biserica asta o să arate așa cum îl vedeți fiecare dintre dumneavoastră? Cine iubește rugăciunea, crede că o să ne rugăm mai mult. Cine iubește cântarea, crede că o să cântăm mai mult. Cine iubește cuvântul, crede că o să predicăm mai mult. Și lista poate continua. Viitorul pentru fiecare dintre noi, așa cum îl vedem noi, trebuie să acceptăm că nu putem să facem decât într-un singur fel. Nu putem să facem într-o mie de feluri. Dar în familie lucrurile se complică. Dacă nu există o înțelegere, dacă nu există acorduri, fiecare vede viitorul așa cum îl vede el și se va supăra pe celălalt că se face numai ca celălalt, dar nu ca mine. E bine să discutăm, e bine să stăm de vorbă, e bine să-i spunem, uite, ai 5 minute ca să-ți prezinți argumentele pentru punctul tău de vedere și o să am și eu 5 minute ca să-mi prezint argumentele. Trebuie să ne pregătim pentru viitor, că dacă intrăm în el așa fără să avem un plan, dintr-o dată o să o ia unul într-o parte și unul o să o ia în cealaltă parte. Responsabilități neasumate. Fraților, în orice echipă există responsabilități. Atunci când ești singur, faci ce vrei. Dar atunci când ești cu încă cineva, trebuie să ții cont și de acel altcineva. Când mergi singur cu mașina, faci cât vrei de cald sau de frig. Dar dacă mai este încă cineva și o fi și bolnav, sigur că nu poți să faci prea frică, l-o mori. Gândește-te un pic și la el. Gândește-te un pic și la el, te rog frumos. Trebuie să ținem cont că întotdeauna soția așteaptă ca noi să facem ceea ce ne-am înțeles că o să facem. După cum noi ne așteptăm ca ea să facă ceea ce ne-am înțeles. Când o persoană se simte înșelată și celălalt nu se ține de cuvânt, poate rabdă o dată, rabdă de două. Și dacă nu știe cum să vorbească, așteaptă până când nu mai poate și dintr-o dată țipădul se aude până la a zecea casă de vecini. Oamenii nu pot suporta la infinit, nu puneți multă presiune pe tovarășul de viață, nu puneți multă presiune pe părinți sau pe copii. Încercați să comunicați. Noi nu suntem de sticlă, nu se vede în noi. Trebuie să comunicăm. Numai când comunicăm, aflați ce e în mintea mea sau ce e în mintea dumneavoastră. Închinare diferită. Fiecare dintre noi vedem pocăința într-un anumit fel. Unii cu mai multă rugăciune, că așa a fost în casa părinților. Alții cu mai puțină, că așa a fost în casa părinților. Unii cu partea Domnului. Câte familii nu se ceartă că el vrea să ducă partea Domnului la biserică? Ascultați-mă, Dumnezeu a spus să aducem partea Domnului la biserică. Că noi nu vrem să o aducem într-o zi, Dumnezeu va trage linie și ne va spune ce scrie sub linie. Uneori el sau ea vrea și ea sau el nu vrea. Și apar conflicte între ei. El spune, nu, numai 100 ducem la biserică. Ea spune, omule, dacă noi câștigăm 5.000 pe lună, cum să ducem 100? Relații intime, nu vreau să vorbesc despre asta. Măcar că vreau să spun doar atât. Pavel spune următorul lucru. Când un bărbat se căsătorește, trupul lui nu mai al lui. Și când o fată se căsătorește, trupul ei nu mai al ei. Asta înseamnă că vor avea multă sensibilitate și delicatețe unul față de celălalt, departe de obiceiul de a se manipula spunând nu, pentru că nu vreau să insist, nu-i cadru potrivit, dar vreau numai să spun că trebuie să avem înțelepciune și trebuie să înțelegem că atunci când ne căsătorim nu mai putem să facem ce vrem. Când ești într-o echipă, există niște reguli.
amestecul rudelor. De puține ori există așa conflict în casa oamenilor decât atunci când se amestecă rudele. Și rudele înseamnă oricine în afară de soț sau de soție. Părinții ei sau părinții lui. Frații sau surorile ei sau frațiile sau surorile lui. Unchii ei și așa mai departe sau ai lui și așa mai departe. Fraților, dacă 20 de ani nu ne-a ajuns să ne educăm copilul și s-a căsătorit, sigur că noi îl sfătuim, dar nu-i mai impunem, că nu mai e la noi acasă. Că dacă încercăm să impunem, soția sau soțul simte și se supără și facem mai mult rău decât bine. Trebuie înțelepciune, trebuie delicatețe, că altfel vrând să facem bine copiilor care s-au căsătorit, facem mai mult rău. Pentru că celălalt va spune, ce tot se bagă taică-to și maică-ta așa de mult, el ne dirigează? Și nu faci bine dacă ajungi aici. Trebuie cu multă băgare de seamă. E adevărat că ei au nevoie de ajutor, e adevărat că n-au experiență, dar trebuie să vedem ce fel de om e omul pe care și l-a ales, cam cât de parte putem merge, cât putem pune în portbagaj. Să nu punem mult, să nu punem mult, că n-are rost să creăm probleme copiilor noștri. Falimentul. Sunt soții care merg la soț și le spun următorul lucru. Am crezut că ești un bărbat de ispravă, dar am pierdut casa din cauza ta, am pierdut nu știu ce din cauza ta, m-am săturat de tine, nimic nu ești bun să faci. S-ar putea să fie adevărat uneori că viața este plină de falimente, dar dacă dumneata îi spui așa soțului, crede-mă că el nu o să uite asta niciodată și va fi o rană care nu se va vindeca vreodată. Oricine face o rană unui om se vindecă, dar când o face tovarășul de viață nu se mai vindecă niciodată. Pentru că una este când îți spune cuvintele astea un străin, de la care n-ai nicio așteptare, și alta este când îți spune omul cu care ți-ai împărțit viața. Nu spuneți cuvinte grele tovarășului de viață, că dumneavoastră l-ați ales că e cea mai bună fată pe care ați întâlnit-o, sau cel mai bun băiat pe care l-ați întâlnit. Poate greși, dar dumneavoastră n-aveți dreptul să-i tăiați aripile. Fiți buni cu cel cu care împărțiți viața. E obligatoriu. Succesul. Alții din cauza succesului se ceartă. Suspiciunea. Să nu vorbim de infidelitate. Toate lucrurile acestea, scumpii mei, pot conduce la gelozie, pot conduce la crize grele pe care nimeni nu le mai poate gestiona. Și atunci chemăm părinții, chemăm pe altcineva să încerce să medieze între noi. Numai gândiți-vă cât este de ciudat că ei se căsătoresc din dragoste și acum nu mai este atâta dragoste încât să se înțeleagă și să poată trăi fericiți în casa lor. Toate acestea pot deveni crize în familie care au motivele cele prezentate sau altele asemănătoare. Am pus acolo două păsări, unul ea, unul el și cealaltă ea. Și observați un gest de taci din gură că nu mai vreau să aud. Nu vreau să vă spun care este el sau ea, dar nici nu are importanță. Am vrut numai să vă spun că atunci când căutăm soluții pentru conflict, s-ar putea să găsim soluții greșite. Nu orice soluție funcționează. Numai gândiți-vă la câteva dintre ele. Neglijarea conflictului. N-ați auzit soț sau soții care spun așa, las că-i trece. Să nu te superi pe mine, dar nu poți spune așa despre omul tău. Nu poți spune așa despre soție sau despre soț. E prea nemiloasă afirmația aceasta. Dacă Domnul ți-ar spune așa în ziua încercării, în ziua necazului, în ziua când ești frânt, în ziua în care ai nevoie de ajutor, de o vorbă bună, dacă Domnul ar spune, las că-i trece. Nu e așa că nu te aștepți la Dumnezeu să spună cuvintele astea? 7 miliarde de oameni să spună așa despre mine, dar Carmen să spună așa? Dacă ea îmi spune așa, cine o să mă ajute? Cine o să mă înțeleagă? Toți oamenii greșesc în viață. Toți oamenii au slăbiciuni. Nu poți să spui asta despre tovarășul pe care ai jurat aici în fața amvonului că îl vei iubi în orice situație. Nu neglija conflictul, nu spune, a, s-a supărat, Domne, din nimic. Omule, dacă s-a supărat, nu se poate supăra din nimic. Nu poți să spui, Domne, mi-a atins mașina, dar a făcut-o praf. Păi ori ți-a atins, ori a făcut-o praf. Nu poți să faci praf o mașină cu o atingi. Înseamnă că a lovit-o de-a binelea. Unul s-ar putea să fie mai tare și unul mai slab. Dar nu spune despre cel slab, tu te superi din nimic. E omul pe care ți l-ai ales. O fi mai sensibil, dar așa ți l-ai ales. Dacă ți-ai pantofi albi
Sigur că o să fie puțin mai pretențioși, dar dumneata ți-ai luat albi. Acum încalță-te cu ei. Minimalizarea conflictului. De multe ori, bărbații care sunt mai tari, Evanghelia spune că femeile sunt mai slabe, vase mai slabe, ca să nu se înțeleagă altceva din ce spun eu, vase mai slabe, că dacă spun cum zice Petru, sigur nu greșesc. Și uneori ei, fiind mai tari, tot timpul le reproșează soților că prea sunt sensibile, prea s-agață de orice, prea nu trec peste o vorbă sau... Fraților, nu trebuie să-l obligăm pe partener să fie mai tare decât este, că e ca și cum dumneavoastră îmi spuneți mie să fiu acum de 6 în timp ce eu sunt de 5.6, încerc să fiu de 2 metri. Păi cum să fiu de 2 metri dacă atâta sunt? Atâta sunt! Nu-i cinstit să-l obligați pe partener, nu mai fi așa de sensibilă. Nu credeți că ar fi mai cinstit să spui, te rog să mă ierți, nu vi se pare? Nu vi se pare, nu? Ar fi mai cinstit să spui, am întrecut măsura, te rog să mă ierți, n-am vrut să te jignesc, dar poate am vrut să fac o glumă, poate n-am fost atent. De ce vreți să vă acoperiți greșeala spunând că partenerul e slab? Așa slab cum e omul tău. E omul tău cu care plângi și zâmbești. De ce vrei să-l convingi că nu-i bun de nimic, că e un faliment și că dumneata ai dreptate? Asta se numește manipulare. Fiți cinstiți și spuneți așa, iartă-mă, te rog frumos. Tu ești un vas mai slab, ar trebui să mă cobor la nivelul tău, nu să te trot tradă păr să te faci mai mare. Fraților, fiți buni unii cu alții că viața e scurtă. Înghețarea conflictului, evadarea conflictului. Am auzit pe cineva că cea mai bună soluție când te cerți este să te urci în mașină și să pleci. Și să te întorci cândva înapoi. Mă, oameni buni, nu știu. Eu mă gândesc că atunci când te întorci, problema trebuie să fie cel puțin de 1000 de ori mai gravă. Că numai imaginați-vă cât de mare e presiunea în ăla rămas acasă când vede cum e tratat. Să nu faceți așa. Ascultați-mă, dacă nu vă cereți iertare, puteți să lipsiți un an. Când vă întoarceți acolo, o găsiți și o găsiți la fel. Curățenia nu se face în timp ce pleci, în timp ce stai acasă și îți rezolvi problema. Justificarea conflictului. Sunt oameni care încearcă să se justifice. În loc să spună iartă-mă, spun, acum, ce era să fac? Era normal să o pleznesc dacă a făcut asta. Niciodată nu e normal să o pleznești. Păi eu de-aia am zis așa, pentru că ea mi-a zis așa. Ascultă-mă, ea ți-a zis că atâta poate, dumneata i-a zis și i-a zis că atâta poți. Nu mai da vina pe ea sau pe el. Fiecare facem atât cât putem. Niciodată un om nu face într-un fel din cauza cuiva, ci face din cauza lui. Pentru că nimeni nu te obligă să țipi, nimeni nu te obligă să vorbești urât, nimeni. E adevărat că ești provocat, dar nu vă supărați. Nu cumva creștinul ar trebui să treacă peste provocări? Chiar așa de sensibil trebuie să fim, cum cineva ne zice ceva, noi țop, să-l pleznim? Explodarea conflictului. Asta înseamnă că fiecare om are un borcan în care rabdă. Și fiecare răbdare pe care el n-o scoate afară, n-o refulează, adică nu-i spune ce are de spus așa frumos, într-un timp potrivit, umple paharul, borcan. Și imaginați-vă că mai e atâta loc în borcan și celălalt face o greșeală mică. Dar atât de mică încât iese un pic în afară. Știți ce face? Îi sare țandăra atunci, dar îi sare dintr-un lucru de nimic. Și te uiți la el și zici, dar ce-ai frate, dintr-un chestie așa mică te-ai supărat? El nu s-a supărat din cauza chestiei mici. Ăsta e paiul care rupe spatele cămilei. El s-a supărat în tot borcanul care îl strânge de 2 ani. Nu-i bine să strângem în borcan. Astea nu-s murături, astea nu se strâng la borcan. Astea când se fac așa de un centimetru, doi, cheamă-l și discută. Spune, nu te supăra pe mine, aș putea să mai rab, dar uite, dacă te interesează de mine și mă iubești, uite, vreau să spun, mă simt lovit, mă simt deranjat, mă simt neiubit, mă simt călcat în picioare de tine. Te rog, încearcă să mă înțelegi ce e în sufletul meu. Pot să trăiesc așa, dar voi fi un om nefericit. Sunt sigur că nu te simți bine să mă știi nefericit. Uite, aș vrea să ții cont de sensibilitatea asta mea. Ai putea să-mi faci cadou ăsta? Vorbește-i frumos, câștigă-l, vorbește-i frumos. Păi dacă țip, dacă mă, păi ești ca maică ta, dar sigur că ca cine să fie? Soluționarea conflictului este soluția. Orice conflict trebuie rezolvat, oricu cine aveți ceva, nu vorbiți la altcineva, că nu se rezolvă. Mergeți la om și spuneți-i, domnule, am ceva cu tine, aș vrea să n-am, dar am ceva cu tine, uite, mi se pare că tu mi-ai făcut răul ăsta.
Și dăm posibilitatea să știu că ești supărat pe mine și dăm posibilitatea să spun, ești fratele meu, mi-e rușine de slăbiciunea mea, iartă-mă, te rog frumos. Și atunci mă ierți și o luăm de la început. Dar dacă nu îmi spui, dacă Domnul nu-mi descopere, dumneata nu-mi descopere, de unde vrei să știu? Sunt și atitudini corecte în conflict. Nu numai greșite. Aduceți-vă aminte de câteva dintre ele. Spre exemplu, acceptarea vinovăției. Fraților, trebuie să spunem următorul lucru. Pocăința unui om se măsoară în modestia lui, sau într-un termen biblic, în smerirea lui. Oricine sunt, trebuie să am puterea să spun, te rog să mă ierți. Poziția mea nu-mi dă dreptul să fiu superior nimănui. Faptul că scap de familie nu-mi dă dreptul să-mi bat joc de femeia aceasta care este femeia mea și să profit de faptul că scap de familie și să o manipulez, să o determin să creadă că tot ea de vină. Cine-i de vină trebuie să spună, trebuie să accepte că e vinovat. Orice mândrie este o nepocăință, e o greșeală de caracter, e o slăbiciune de caracter și într-o zi ne vor ajunge din urmă. Știți în ce fel? Odată cu trecerea anilor și defectele și calitățile se măresc. Și la bătrânețe devin îngrozitor de mari. La tinerețe le ascunzi, dar la bătrânețe nu mai au loc. Iese din geantă. În tinerețe lucrați la caracterul vostru și creați-vă principii. Că dacă nu vă creați principii, vine poliția și spune, hei, acolo nu trebuie să treci pe roșu. Vine pastorul și spune, băi omule, îmbracă-te mă mai cum să cade, că toată lumea se uită la tine. Sau, și putem da exemple. Unde lipsește conștiința, trebuie să vină un om să spună, bă, dar tu nu te uiți un pic. Trebuie să accepte omul care e vinovat, trebuie să accepte că e vinovat. Sigur, asta e ideal. Trebuie să aibă intenția să reabiliteze. Asta înseamnă că cel care e vinovat trebuie să meargă și să spună, vreau să stau de vorbă cu tine. Te rog frumos să mă ierți, aș vrea să ne împăcăm. Da, dar mi-ai făcut așa și uite... Așa este, dar te rog frumos să mă ierți. Da, da, așa este, dar fii bun cu mine și iartă-mă, că ce aș putea să mai fac? Da, da, au auzit și copiii, e adevărat, am greșit, dar acum te rog, mai dă-mi o șansă. Și să vezi cum se liniștește, se topește ca lumânarea. Ce mare lucru să spui trei vorbe? De ce nu te porți cu înțelepciune? De ce nu ești dulce? De ce nu-l îmblânzești pe om? De ce nu-l mângâi? E omul tău! Manifestarea regretului. Este imposibil să-i spui iartă-mă și să nu însemne nimic pentru el. E imposibil. Cuvintele astea sunt grozave. Spune iartă-mă, iar dacă se mai agită, lasă-l un pic să mai scoată din amărăciune și mai spune odată așa e, dar te rog iartă-mă. Împacă-te cu pârâșul, acum ce să faci? Împacă-te că i-ai greșit. Și dacă e mai țăndăros un pic, adică așa mai agitat, acum cam are dreptul, lasă-l un pic să se răcorească. Și spune, iartă-mă, trebuie să cedeze un pic cineva, nu? Dar dacă ești vinovat, suportă un pic de pedeapsă. Cererea iertării și angajamentul îndreptării. Mai ales soțiile au nevoie de acest angajament. Îți promit că o să am mai multă grijă. Pentru că femeile sunt dependente, ele au nevoie de afirmația asta. Îți promit că o să am mai multă grijă. Dacă spui asta, înseamnă foarte mult pentru ea. Atunci când vorbim despre toate aceste lucruri, am pus aici poza asta, uitați-vă la dumnealui ce fericit este și este foarte liniștit. Uitați-vă ce liniștit este. Poza asta e cât două predici. Aș vrea să vorbim despre atitudini corecte în conflict. Și pe lângă cele pe care le-am spus, vreau să mai spun următorul lucru. Întotdeauna când vrei să-ți mustri tovarășul de viață, nu-l mustra într-un loc unde nu-i locul potrivit. Nu-l mustra într-un timp unde nu-i timp să termini. Adică dacă ești pe drum înspre biserică, până la biserică cel mult faci o jumătate de oră, într-o jumătate de oră n-ai timp, că e discuție serioasă. Dom'le, așteaptă să te întorci acasă, că nu-i mare lucru două ore aici, trece imediat. Te duci acasă și știi că acum ai două ore, trei ore ca să rezolvi problema. Faci două când de ceai și îi spui, aș vrea să stăm de vorbă. Și acolo nu te mai deranjează nimeni, nu te aud copiii, nu te aud frații, nu te aud vecinii și nu te grăbești, e timp, ai timp. Și după două, trei ore te culci liniștit, te culci în brațe cu omul tău și ați luat-o de la început de parcă nu s-a întâmplat nimic. Dar trebuie un pic de înțelepciune, trebuie un plan.
un plan mic, dar bine pus la punct. Nu-l aborda așa între două stații de tren și dacă nu se repară repede, păi tu ești ca taică tot țăndăroș și nu vrei și nu știu ce. Nu așa, că un om nu apasă pe buton și gata, ai trece. Dă-i un pic de timp să se liniștească, că e ca și apa, dacă o tulburi, nu se așează imediat. Îi trebuie o jumătate de oră de... Mustrarea trebuie făcută în timpul și locul potrivit. Trebuie atacată problema, nu persoana. Ar trebui să ne legăm de răul pe care l-a făcut soțul sau soția, nu de soț sau de soție. Adică una e să-i spui, mai mințit, să nu mai faci asta, și alta e să-i spui, ești un mincinos. E mare diferență. Apropiindu-mă de încheiere, ați mai văzut asta de multe ori, imaginea asta, ea are rolul să spună următorul lucru. Partea asta din mijloc este caracterul, este temperamentul unui om, este stilul specific unui om, e automatismul unui om, e sistemul genetic al unui om, e ceea ce are omul când se naște și cu el moare. Asta nu se schimbă niciodată, asta nu se educă. Însă, ceea ce se educă este caracterul. Caracterul este suma obiceiurilor pe care noi le cultivăm. Ăsta este mediu. În mediu de hrănire, ăsta este zestrea dobândită, în timp ce temperamentul este zestrea născută, zestrea nativă. Caracterul unui om trebuie să devină înfrânarea unui om, gardul unui om, criteriile de selecție ale unui om. Dacă din fire îți sare țandăra și spui cuvinte grele, așa, două minute până te liniștești. Caracterul cu înfrânarea poftelor trebuie să fie un zid de care se lovesc cuvintele alea, intenția de a le spune, și se opresc. Degeaba spui că așa sunt eu, că în carnea, în stilul nostru de oameni nepocăiți, noi toți avem tot felul de defecte, dar omul ăsta nepocăit, partea asta animalică din noi, carnea asta, ea este înconjurată de dumnezeiescu și ținută în frâu de dumnezeiescu. Și dumnezeiescu conduce, duhovnicescu conduce, nu firescu conduce. Mai și spunem că firescu? Mai ne și lăudăm cu treaba asta? Aduceți-vă aminte ce spune Solomon. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca un măr de aur într-un coșuleț de argint. De câte ori o vorbă bună n-a liniștit un conflict din casă? De câte ori? Și de câte ori, după ce ne-am împăcat, nu am zis noi, nu trebuia să spun eu lucrurile astea. Imediat când am văzut că se aprinde focul, trebuia să mă duc să-i spun, ascultă-mă, văd că te-ai supărat, te rog frumos să mă ierți. Te rog frumos să mă ierți. Și chiar dacă mai încearcă, așa mai vrea să scape, te rog frumos să mă ierți. Și gata, am rezolvat-o. Ce rost are să-mi stric și eu inima și ea sau el? De ce? De ce mândrie? De ce ambiție? De ce? Asta nu vine din Duhul, vine din fire. Asta nu vine din Duhul, vine din fire. Mai ales dacă ai un soț sau o soție. Așa, puțin mai complicat. Că nu toți oamenii sunt la fel. Unii sunt mai așa, unii mai așa. Uitați-vă că nici pe din afară nu suntem la fel. Unul e mai înalt, unul e mai mărunt, unul e mai blond, unul e mai brunet. Nu toți oamenii sunt la fel. Unii sunt mai împăciuitori, unii sunt mai aspri. Dar indiferent cum ți-e tovarășul de viață, încearcă să te adaptezi la el. Aș vrea să mă duc aici și să închei. Am vrut să vă prezint aceste 10 sugestii pentru soți. Poate că o fi vreun cuvânt care se potrivește pentru cineva. Fii înțelegător și amabil cu soția. Fii înțelegător și amabil. Încearcă să o înțelegi. Nu te gândi cu mintea dumitale, că ea e femeie. Nu te gândi cu mintea dumitale, că el e bărbat. Încearcă să-l înțelegi. Încearcă să zici așa, cum aș vrea eu să fie el dacă eu aș fi în locul lui? Cam cum mi-ar place mie să... Încercați să fiți înțelegători. Fraților, fericirea din casa noastră e făcută de noi și nefericirea din casa noastră tot de noi e făcută. Că în afară de noi doi în casa noastră nu mai e nimeni. Laudă și asigură verbal de iubire. De când m-am căsătorit, tot încerc să țin minte, să spun că e bună ciorba, că e bun felul doi, că e bun tot ce face.
De parcă ar fi așa de mare filozofie să ții minte. Nici nu știu cum e așa de greu să ții minte treaba asta. Că atâtea lucruri pot să țin minte și asta e greu să-l țin minte. Și trebuie să mă întrebe ea, a, e bună? Când aud asta zic, Doamne, dar iar am uitat să spun eu primul că e bună. Trei propoziții, două, e bună, două cuvinte și am scăpat. Fiecare avem nevoie să fie recunoscută munca noastră. Că sta acolo și dă-i cu ceapa, dă-i cu ardeiul, dă-i un pic de mulțumire, un cuvânt de, e un fel de plată, e un fel de recunoaștere a muncii. Ciuf! Nu e chiar simplu, e numai simplu când vorbim despre asta. Definește area responsabilităților în familie și achită-te de ele. Dacă chiar nu poți să faci un lucru, spune-i că nu poți. Că mai bine să se supere că nu poți decât să se supere că ai spus că le faci și nu le-ai făcut. Evită critica, mai ales în public. Acum să nu vă supărați. Eu mă gândesc că la vârsta noastră nu mai facem greșeli din astea de adolescenți, să ne certăm în public sau să ne dăm așa peste gură, ai mai taci din gură că m-am săturat de tine. Nu poți să spui asta în public, Doamne ferește. Deloc. Așa ceva nu se spune în public în vecii vecilor. Dacă ești mânios, ai grijă ce spui, că la mânie orice iese din gură e piperat. Ai grijă, nu zice nimic. Spune celor cu care ești, mă, mi-am adus aminte că trebuie să plec, am ceva. Mai bine retrage-te în timpul ăla, că ești mânios și când îți deschizi gura faci praf și în stânga și în dreapta. Cereți iertare și du-te acasă. Și când ajungi acasă, spune-i, fă două căni de ceai și vorbim. Nu în public, să știți un lucru. Soția și cu dumneata uiți ce ai zis, dar ăla care te-a auzit străinul, ăla nu uită în vecii vecilor. Și când o să ți facă copiii mari și o să se căsătorească, o să le spună lui fiul, vezi pe fata asta, e măsa și tasă, într-o zi eram în centru orașului, s-au certat ca doi. Aveți grijă că oamenii care vă aud nu uită și toată viața și aduc aminte, uită toate calitățile. Sute de mii de dolari dacă ați dat la casierie, nimeni nu-și mai aduce aminte. Dar dacă faceți o gafă de genul ăsta, nu mai ștergeți după tablă. Asigură-i protecție și stabilitate. Nu uitați, femeia este un vas mai slab și ea este dependentă. Genesa capitolul 2 cu 16. Dorințele ei se vor ține după tine și tu vei stăpâni peste ea. Așa a spus Dumnezeu, n-am spus eu. Și nici în America, nici în România nu e altfel. 10 sugestii pentru soți. Amintește-ți zilnic de importanța lucrurilor mărunte. Bărbații nu sunt oamenii lucrurilor mărunte. Bărbații sunt oamenii lucrurilor mari. Un bărbat face un singur lucru odată, un lucru mare. Femeile se ocupă de toate lucrurile mici din casă. Ei, dacă te îngrijești de lucrurile alea mici, simte că îi recunoști munca, simte că îi dai valoare, se simte băgată în seamă, se simte iubită. Dar dacă te uiți numai la lucrurile mari, cine știe când o face un lucru mare? Dacă să crească un copil, nu e un lucru mare. Dacă să-ți facă o mâncare, nu e un lucru mare. Dacă să țină casa curată, nu e un lucru mare. Și dacă încă 1100 de alte lucruri ca astea mici, nu-s mari. Acceptă nevoia soției de a fi mai mult împreună. Nu vreau să comentez treaba asta, dar bărbații sunt foarte diferiți de femei la acest capitol. Foarte diferiți. Fii sensibil la stările ei sufletești. Femeia toate lucrurile le trece prin emoțiile ei. Bărbații toate lucrurile trec prin logica lor, prin ideile lor. O idee o îi spui 1 plus 1, 2, punct. Asta a fost o idee. Când comunici o stare sufletească, trebuie să vorbești o jumătate de oră. Și nici numai să spui cum e să o iubești pe mama. Păi, multe explicații în cap aici. Participă la îmbunătățirea vieții de familie și descoperi dorințele și încearcă să le împlinești. Și acum să întoarcem puțin și pe cealaltă parte și să încheiem. Învață adevărata însemnătatea iubirii. 1 Corinteni 13. Renunță la visul căsătoriei perfecte și lucrează pentru o căsătorie fericită. Descoperă nevoile unice ale soțului și încearcă să le împlinești. Abandonează dependența de părinți și nu critica rudele soțului. Ascultați-mă, oricât de răi ar fi părinții unuia dintre parteneri, să știți că pentru partener sunt cei mai buni părinți. I-au dat viață, l-au ținut în pântece, în brațe, l-au educat, atâta cât au putut. N-au putut să fie mai buni. Nu râdeți de părinții partenerului, că nu veți avea o familie fericită în veci. Apreciați-i părinții că așa cum au făcut, au făcut cea mai bună treabă, că din toate fetele numai asta a fost bună. Cine a crescut-o? Cine a educat-o? Și acum spuneți de părinții că nu-s buni? Doamne, Doamne! Apreciază prima, abandonează lăcomia și gelozia. În loc de plângeri și pretenții, poartă-te cu afecțiune. Nu încerca să-l corectezi prin critică
sau atac la persoană. Evită mentalitatea exagerată de prințesă. Roagă-te pentru rezolvare și maturizare. Scumpii mei, am ajuns la încheierea timpului petrecut în seara aceasta aici. Am încercat să spun și eu câteva cuvinte, pentru că noi suntem oameni și uneori ajungem în conflict. Am vrut să vă chem atenția, am vrut să vă gândiți la lucrurile astea, în mod special pentru cei tineri, dar și pentru noi toți. Ar fi bine să ne mai gândim la asta, că undeva un pic de îmbunătățire se mai poate face. Aș vrea să ne rugăm pentru noi în primul rând și apoi noi care suntem mai în vârstă și avem copii și mai ales unii au și nepoți. Să ne rugăm pentru ei și să învățăm legile Domnului, să știm ce să le spunem pentru ca să fie fericiți. Să învățăm din greșelile noastre și din greșelile altora și Dumnezeu să ne binecuvinteze casele. Vă chem la rugăciune în încheierea slujbei divine. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului, Domnul să ne binecuvinteze.